21 martie este Ziua Mondială a Sindromului Down, prilej de a crea o punte de legătură între societate și persoanele cu sindrom Down și familiile acestora. În unitățile de învățământ din Târgu Neamț au avut loc activități de informare pentru dezvoltarea toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a acestor persoane speciale cu nevoi crescute. Doamna directoare, de mici le insuflați copiilor dragostea pentru cei care au anumite probleme de sănătate. Sigur că trebuie să fim solitari, îi învățăm să, în primul rând, ce înseamnă toleranța, dragostea, iubirea. Ei știu că copiii cu dizabilități visează la fel ca noi, râd la fel ca noi, se bucură la fel ca noi, au aceleași idei și plâng la fel ca noi. Îți mulțumesc, Eva! Și noi trebuie să învățăm de mici că ei au nevoie de foarte multă dragoste. Copiii cu sindrom Down se hrănesc cu dragoste. Noi avem dragoste foarte multă de oferit și vom fi întotdeauna alături de acești copii și le insuflăm de mici dragostea pentru copiii cu dizabilități. Trebuie să învățăm, în primul rând, cuvântul toleranță și dragostea adevărată. Să împărtășim cu tot dragul și din tot sufletul nostru de copii. Ce activitate au pregătit astăzi pentru cei care suferă de sindromul Down? Noi am început încă de vineri să confecționăm niște șosetuțe pe care o să le vedeți expuse. Ei știu că șosetuțele simbolizează sindromul cromozomul 21 pe care acești copii l-au în plus. Am pregătit fel de fel de sloganuri cu ei. Cei care vor veni la noi o să le dea la rândul lor să coloreze niște șosetuțe. I-am învățat multe mesaje și cântecele despre familie, despre dragoste, despre iubire și pe tot parcursul acestei săptămâni vom desfășura activități cu această temă. Să iubim, să fim toleranți, să fim prietenoși, să învățăm să oferim zâmbete, să învățăm noi să oferim zâmbete, cât mai sincer. Noi chiar vrem să vă mărturisim că am avut în grupa noastră timp de 2 ani de zile, chiar și până în acest an, acum a plecat un copil cu dizabilități, un copil cu autism, pe care copiii l-au primit foarte bine în mijlocul lor, chiar a reușit să se integreze, a primit foarte, foarte multă dragoste din partea noastră. Prichindeii au desenat șosețele colorate, ca semnal distincției pe care o face cromozomul X la persoanele cu sindrom Down. Foarte multă lume trăiește cu prejudecăți în ceea ce privește oamenii cu sindromul Down. Nu este și cazul copiilor, care înțeleg că și persoanele cu anumite dizabilități simt, iubesc, plâng și visează ca orice copil. Prichindeii de la grădinița cu program normal și prelungit numărul 1 din Târgu Neamț învață de mici să nu discrimineze persoanele cu sindrom Down. Domnule City Manager, conștientizează copiii mai mult decât adulții cât de importantă este integrarea celor cu dizabilități? Din păcate, după cum se vede, da, așa este, copiii conștientizează și inocența lor ar trebui să fie pentru noi, adulții, un exemplu și o lecție, da. Suntem alături de copiii cu dizabilități, cu sindromul Down și mă bucur tare mult că acești minunați copii s-au implicat în activitatea de astăzi și uitați-i cât de bucuroși și să știți că chiar conștientizează această șansa unor copii care, din păcate, s-au născut cu anumite probleme să se integreze în societate. Este posibil acest lucru dacă noi toți ceilalți vom fi uniți. Pe data de 2 aprilie va fi, la fel, ziua copilului cu autism și vom avea o serie de manifestări. Vă așteptăm cu mare drag și atunci. În fiecare an, vocea persoanelor cu sindrom Down, a familiilor acestora și a celor care lucrează alături de ele, crește tot mai mult. Asociația dumneavoastră, recent înființată, se implică din ce în ce mai mult în cauza copiilor persoanelor cu dizabilități. Încercăm. Suntem asociația Căsătoc Miracole, recent înființată, cum a spus și dumneavoastră.
este Asociația Părinților Copiilor cu Dizabilități. Cum toată țara și toată lumea sunt aceste asemenea organizații, de ce nu și la noi în oraș? Ne propunem ca în viitor să atragem atenția oamenilor asupra acestor copii care au diferite dizabilități, adică să arătăm abilitățile copiilor cu dizabilități, pentru că ei au și abilități. Dumneavoastră sunteți unul dintre părinții unui copil cu abilități mai speciale decât restul. Da, da, eu am un băiețel cu autism, 12 ani, și o parte din societate am demonstrat că are și anumite abilități. Și vrem să descoperim mai multe, pentru că ei au mai multe abilități. Trebuie scoase în evidență. Exact, exact, trebuie scoase în evidență, dar în mare parte cu ajutorul societății, care nu trebuie să facă, să investească, decât să investească în bunătate. Bunătate și acceptare, deși la un moment dat trecem din perioada de acceptare, de ne dă o șansă să demonstrăm că putem mai mult. Și recent am luat parte la un curs și mi-a plăcut foarte mult domnul West, un psihoterapeut din Nebraska, care a spus toți suntem egali. Nu contează dizabilitățile sau abilitățile care le avem, toți suntem egali. Grădinițele din oraș s-au făcut diverse activități pentru conștientizarea acestei zile. Ați venit cu șosețele pe care copiii le-au colorat? Da, am adus șosețele și pliante informative. Copiii au fost foarte încântați, de ce nu? Șosețele colorate, care puse într-o anumită formă, simbolizează sindromul Down. Cât de important e ca cei mici să conștientizeze de la cele mai fragede vârste că trebuie să aibă o deschidere spre copiii mai speciali? Este foarte important, dar cred că foarte important ar fi ca părinții acestor copii să conștientizeze lucrul acesta, ca apoi să insufle copiilor ca ei să ducă mai departe, pentru că copiii au deschidere față de acești copii. Avem integrați în școlile din Târgu Neamț copii, vorbim astăzi de Down, sunt câțiva copii integrați cu sindrom Down, care chiar astăzi o doamnă învățătoare de la școala 2 mi-a descris cât de bine s-a integrat fetița, colegii o ajută și asta e minunat. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotcitorul, Făcătorul cerului și a pământului, Sindromul Down este o boală genetică cromozomială ce afectează 1 la 1000 de copii și este cauzat de prezența unui cromozom 21 suplimentar. Rezultă astfel un număr total de 47 de cromozomi față de 46 cât are un om normal. Persoanele cu sindrom Down au trăsături fizice și caracteristici distincte. Sindromul Down este permanent, însă cu o îngrijire adecvată și o comunitate deschisă la minte și la suflet. Majoritatea celor afectați pot să ducă o viață normală și activă. Nu trebuie să ne dezicem de ei, ci să integrăm în societate.